Bună ziua, numele meu este Andrei Crivăț, sunt călător prin Transilvania. Prin Transilvania este un proiect pe care l-am început în urmă cu câțiva ani, animat fiind de dorința mea de a cunoaște mult mai bine zona și obiceiurile în care mă mutasem cu doar câțiva ani în urmă. Călătorim prin Transilvania atât de des cât putem, cât ne permite timpul și cât prindem și vreme bună, pentru că e important pentru noi să prindem vremea bună. Îmi place foarte mult să descoper meșteșugari, îmi place foarte mult să descoper tradiții de care n-am auzit niciodată, localități de care n-am auzit niciodată, cum ar fi micul Cătun Trăhăițești din județul Alba, care este undeva ascuns în munți. Îmi place să descoper lucruri care acolo unde am crescut eu nu erau și care mi îmbogățesc cunoștințele despre zona pe care o străbate. Oamenii care s-au strâns în jurul nostru, în jurul meu când am inițiat această idee, sunt oameni la fel de pasionați de obiectivele Transilvaniei ca și mine. Sunt oameni care s-au implicat de drag în acest proiect pentru că vrem foarte mult să aducem în fața oamenilor din toată țara poveștile locurilor pe care noi le străbatem. Pe termen lung, ceea ce îmi doresc de la proiectul prin Transilvania pe care îl fac și eu și colegii mei îl facem din suflet, ar fi ca mesajul pe care dorim să-l transmitem, ar fi ca oamenii ar trebui să iasă un pic dincolo de asfalt atunci când vizitează Transilvania. Poveștile încep acolo unde se termină asfaltul și noi vrem foarte mult să arătăm că în Transilvania sunt mult mai multe lucruri de văzut decât obiectivele clasice de genul Biserica Neagră din Brașov sau Biserica Sfântul Mihail din Cluj. Oamenii care ne urmăresc din ce am observat noi în ultimii ani sunt oameni la fel de pasionați ca și noi de poveștile, de legendele și de istoria locurilor din Transilvania, în special a celor care sunt în afara traseelor turistice obișnuite. Am avut bucuria să fim sprijiniți de oamenii pe care i-am întâlnit în călătorii, am găsit nenumărate povești pentru că oamenii pe care i-am întâlnit ni le-au povestit, oameni simpli pe care găseam câte lângă un obiectiv turistic, îi întrebam de istoria locului și ei începeau și ne spuneau alte povești din zona lor pe care noi apoi le-am urmărit și le-am publicat pe site. Pe termen lung, eu și colegii mei din proiectul prin Transilvania ne chinuim să arătăm oamenilor care călătoresc în România că sunt mult mai multe lucruri de văzut acolo unde se termină asfalt. Dincolo de drumurile europene care străbat Transilvania, sunt milioane de povești care merită să fie ascultate.